Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canal Tutoriale Gratuite. Astăzi vom face un video sau un tutorial, cum vreți voi să-i ziceți, poate n-am mai făcut de mult astfel de videouri, însă în acest video vă voi arăta cum puteți recupera fișiere șterse din Windows 10. Vă voi prezenta în acest video o aplicație foarte bună din punctul meu de vedere, am testat-o ceva timp și chiar mi se pare foarte, foarte ok. Aplicația este disponibilă și pentru Windows 10 și pentru macOS, iar aplicația se numește iMyPhone and iRecover. Înainte de a trece la treabă și de a vă demonstra cum funcționează aplicația, haideți să apăsăm acel buton de like, să facem cât mai multe like-uri la acest video și dacă vei vedea că există susținere destul de multă și la videouri de acest gen, voi continua să mai fac astfel de videouri / tutoriale, am zis, puteți să le spuneți cum doriți voi. Deci, haideți să trecem pe Windows să vedem despre ce este vorba. Bun, avem aici aplicația iMyPhone and iRecover, o să vorbim imediat despre ea, însă poate vă întrebați cum e posibil să recuperezi fișiere după ce l-ai șters. Ei bine, pentru o perioadă, cel puțin pentru o perioadă, după ce ai șters un fișier definitiv, acesta nu se șterge complet de pe hard disk sau SSD ce folosiți voi. Acel fișier pur și simplu își schimbă informațiile legate de locația sa și restul atributelor pe care le primește în Windows și este marcat ca șters, dar el în continuare există undeva pe SSD până în momentul în care acea porțiune din SSD pe care acel fișier o ocupă, va trebui să fie înlocuită cu un alt fișier, dar până atunci fișierul există. Asta înseamnă că, pentru a avea o șansă mai mare de a recupera fișiere pe Windows, trebuie să încercăm să le recuperăm cât mai rapid după ce l-am șters, asta e clar. Pe acest sistem, bineînțeles că eu voi face niște teste, voi crea niște documente și niște imagini pentru a vă arăta că putem să le recuperăm, însă haideți întâi să vă arăt de unde se poate descărca această aplicație. Aveți aici linkul de download pentru aplicația iMyPhone and iRecover, despre care vorbim în acest video. Are și o versiune gratuită free trial prin care puteți recupera 8 fișiere, ceea ce mi se pare foarte bine, poate ar fi suficient dacă ați șters ceva din greșeală, 8 fișiere ar trebui să fie de ajuns pentru recuperare, dar dacă totuși aplicația vi se pare interesantă în urma videourilor acestea, puteți accesa și al doilea link din descriere, unde veți avea o ofertă exclusivă cu reducere 50% la această aplicație. Asta, bineînțeles, doar dacă simțiți nevoia că vă trebuie mai mult această aplicație sau ceva de genul acesta. Este o ofertă reducere 50% pentru cei care cumpără de pe acest link. Însă, pentru cei mai mulți dintre voi, sunt sigur că versiunea free trial va fi foarte ok, pentru că 8 fișiere, hai să fim serioși, nu cred că ștergem din greșeală mai mult de 8 fișiere într-un an, să zicem. Dacă se întâmplă să ștergem mai multe din greșeală, înseamnă că e totuși o problemă și trebuie să avem mai multă grijă. Deci, după cum vă ziceam, aplicația disponibilă pentru Windows și Mac, am descărcat-o, am instalat-o, instalare extrem de simplă, doar un next și un finish, nu e nimic mai mult. Așa arată aplicația, haideți să o deschid ca să o vedeți și voi. Așa arată aplicația, are o interfață foarte simplistă, o să vă explic imediat interfața, însă înainte de a trece la treabă și a demonstra funcționalitatea aplicației, haideți să creăm niște fișiere pe desktop. Voi deschide, de exemplu, Paint-ul, facem din nou un desen artistic după cum v-am obișnuit eu, facem o mâzgălitură aici, un TG eventual, îl salvăm pe desktop fără probleme, îi dăm save și de asemenea putem face și un document Notepad în care scriem aici, nu știu, secret egal tutoriale gratuite, le salvăm aici, salvăm pe desktop, îi dăm și nume și save. Și practic acum pe desktopul nostru avem două fișiere, un fișier .png care arată foarte frumos și un fișier .txt care scrie aici secret egal tutoriale gratuite, asd. Haideți să deschidem acum aplicația noastră, iMyPhone and iRecover, ca să vedeți cum funcționează. Ei bine, după cum am zis, ați văzut deja aplicația, aveți în partea de sus, puteți selecta locațiile comune, adică Desktop, Recycle, Bin, My Documents, aveți posibilitatea de a selecta un hard disk întreg, dacă nu știți exact de unde a șters fișierul din greșeală. External Removable Devices, puteți recupera fișiere chiar de pe stick-ul USB. Dacă nu vă puteți găsi partițiile, aveți aici o altă secțiune, bineînțeles, eu nu am practic o partiție, am o partiție virtuală, să zic, pentru că sunt pe mașină virtuală în momentul ăsta. De asemenea, avem posibilitatea de a recupera fișiere sau informații după un crash, după un computer crash și de asemenea putem specifica noi o locație, da, putem să specificăm o locație din sistemul nostru pentru a recupera. În cazul nostru, noi avem fișierele pe desktop, da, dar bineînțeles pentru a recupera ceva trebuie să le și ștergem, da, le selectăm, din greșeală apăsăm noi Shift Delete, pentru cei care nu știți, Shift Delete șterge permanent fișierele, îi dăm Yes și fișierele noastre au fost șterse permanent, nu le putem găsi nici în Recycle Bin, nicăieri. Acum în aplicația noastră selectăm aici desktop, îi dăm start și practic va începe o scanare rapidă, după care va urma o scanare mai amănunțită a fișierilor noastre de pe desktop practic. Ce este de reținut este că nu puteți fi niciodată sigur dacă aplicația va putea să vă recupereze toate fișierele, depinde
cât timp a trecut de când le-a șters, depinde de formatul fișierelor. Anumite formate de fișiere pot fi recuperate mai ușor decât celelalte, deci e clar că sunt mulți factori care intră în discuție, dimensiunea fișierului și așa mai departe. După cum vedeți, acum suntem într-un deep scan. În partea stângă putem să vedem deja fișierele pe care a reușit să le recupereze. Avem aici un fișier PNG, avem mai multe fișiere PNG de fapt, și avem de asemenea niște documente, uitați, un document TXT, ceva PDF, other, niște fișiere cu niște extensii destul de ciudate, dar dacă deja ați văzut că programul a reușit să vă recupereze ceea ce voi doreați, nu trebuie neapărat să lăsați să scaneze întreaga partiție, pentru că poate aveți o parție de un tera sau ceva de genul ăsta, nu trebuie să o lăsați să scaneze tot, puteți da efectiv stop și stop, dăm OK aici, hai să vedem dacă a recuperat ceva, avem fișiere PNG, modified date, hai să vedem, dăm double click pe asta și ia uitați, avem fișierul aici, foarte tare, putem să vedem un preview al fișierului, putem să dăm pe plus, să vedem dacă se păstrează calitatea sau chestii de genul, putem pur și simplu să dăm click pe recover, selectăm unde să se salveze. O să vedeți că ne va zice că nu e recomandat să îl salvăm în același loc de unde l-am recuperat, pentru că dacă îl mai ștergem cu atât din greșeală, s-ar putea să fie mult mai greu să-l recuperăm. Deci o să dau totuși pe desktop pentru scopul acestui video, dar vedeți ce spune aici. Saving data on the source partition will reduce the recovery rate. Are you sure you want to save data on it? O să dau save pentru acest video, nu contează. Ok, avem fișierul aici, vedeți că este și și-a păstrat practic calitatea sa. Și apoi hai să ne ducem și în secțiunea documente TXT să vedem dacă fișierul nostru TXT s-a salvat. Ne apare un preview foarte ciudat. O să-i dau recover să vedem dacă a reușit să-l recupereze. Îl salvăm tot pe desktop. Hai să vedem. ASD. Uitați, vedeți, din păcate, anumite informații din acest fișier s-au șters. E clar, v-am zis, depinde foarte mult de tipul de fișiere, depinde de mulți factori. Uitați, în cazul ăsta n-a reușit să recupereze ceea ce conținea acel fișier. Probabil că au fost niște probleme cu caracterele ASCII sau nu știu exact pe ce format funcționează Notepad-ul, însă cam așa funcționează programul ăsta. E clar, nu puteți avea 100% siguranță că vă veți recupera fișierele, însă merită încercat. Cu varianta trial aveți 8 fișiere gratis pe care le puteți recupera, puteți încerca dacă aveți avut fișiere, nu știu, pe care le-ați șters din greșeală. Și bineînțeles, aveți aici o grămadă de chestii prin care puteți sorta fișierele, puteți să setați după data modificării, după status, puteți chiar căuta fișierele dacă aveți, de exemplu, multe fișiere șterse și așa mai departe. Dacă aveți, nu știu, probleme sau alte chestii cu aplicația, puteți apăsa pe acest buton de sus, clic aici, vă puneți aici e-mail-ul și puteți face și un screen capture, puteți atașa și fișiere, puteți scrie motivul pentru care trimiteți chestia asta și ce problemă ați întâmpinat, dacă e un bug sau ceva. Băieții sunt foarte de treabă și răspund destul de rapid la aceste e-mail-uri. Sau dacă nu răspund, vor încerca în următoarele update-uri să rezolve problemele respective. Deci, per total, mie mi se pare foarte interesantă aplicația. Am mai folosit și alte aplicații de recuperare, însă mie asta mi se pare ok în momentul de față. Chiar mi se pare că își face treaba destul de bine și, bineînțeles, merită încercat acea versiune gratuită, 8 fișiere de recuperat. Puteți să o testați și voi și să-mi spuneți ce părere aveți despre această aplicație în rubrica de comentarii. Nu uitați că toate linkurile aplicației sunt în descriere, deci puteți folosi acele linkuri pentru a descărca. Deci cam ăsta a fost videoul de astăzi sau tutorialul de astăzi. V-am arătat cum puteți recupera fișiere șterse. Aștept părerile voastre în rubrica de comentarii. Dacă testați și voi aplicația, să-mi spuneți ce vă place, ce nu vă place la aplicație. Ar fi foarte interesant. Nu uitați de like, subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Nu uitați că în următorul clip o să anunț un giveaway destul de interesant. Noi ne vom auzi data viitoare. Eu am fost Emi, vă sunt pe canalul Tutoriale Gratuite. Până data viitoare, eu zic la revedere!